transformator cultural, deci este un fapt totul pe dreapul aceasta a creației. N-am nicio îndoială că antologia fără titlu, realizată de domnia sa, este una a iubirii, a talentului și a dăruirii ca modalitate de implicare fără rezerve în ceea ce ți-ai propus și ți-ai dorit să faci. Este și mai limpede spus expresia palpabilă a menirii primordiale a dascălui de a modela, instrui și educa pe cei care vor asigura viitorul, ziua de mâine și în perspectivă a scrisului românesc, a literaturii române. Volumul cuprinde în ordine alfabetică și nu mă trebuie să spun creația literară, pentru că avem unele zone ale antologiei cu adevărat creație literară. Devine vestitoare această creație literară, versuri, mini-proze, dialoguri ale unor elevi cu vârste cuprinse între 8 și 21 de ani. Cartea se citește cu interes și plăcere, amintindu-ne că și noi am locuit și trăit cândva în Edenul copilăriei și al adolescenței. Pentru cartea acestea o felicităm și o așteptăm cu noi la realizări. E proză scurtă și, de asemenea, este cuprinse dialoguri ale unor tineri, talentați și care se anunță ca posibile valori literare. Antologia fără titlu cuprinde între copertele sale expresia de netăgădui a talentului și a muncii, a disciplinei și perseverenței, a dorinței de a fi în lumea frumosului, exprimat prin scris în formele sale clasice, versuri, proză, dialog, reprezentând încoronarea firească a unei comuniuni de alese preocupări, respect, încredere și înaltă dăruire, statornicite într-o binecuvântată trinitate, profesor, elev, părinte. Iată că se poate. Menirea supremă a dascălului, aceea de a modela, instrui și educa tinere vlăstare, își găsește locul cu demnitate și bucuria unor rezultate neînchipuit de frumoase, chiar și într-un timp aflat într-o părelnică derivă a pârghiilor sociale. Dorința intelectualului provenită dintr-o înaltă conștiință civică de a transmite generației următoare zestrea spirituală primită de la înaintași își găsește în tânăra profesoară și actriță Magda Băcescu, desigur sprijinită de soț, apostol, Ștefan Apostol, scuze-mă, nu, știe ce, Ștefan l-a chemat pe tatăl meu, deci vor veni duminică să ne citească niște poezii. Un exemplu de permanentă strădanie și aleasă ținută artistică de câțiva ani buni, coordonator al trupei de teatru Joc din cadrul Clubului Copiilor Sector 1 din București. Antologia fără titlu, cu texte selectate de profesoară, cuprinde în ordine alfabetică producția literară, versuri, mini-proze, dialoguri, am mai spus, a unor tineri elevi de la vârsta de 8 până la 21 de ani, motivați prin chemarea inclinației native, să aștearnă pe hârtie gânduri și sentimente, trăiri specifice vârstei. Cartea se citește cu interes și cu plăcere. Ne aduce parfumul neîntinat al copilăriei și al adolescenței, al inocenței și al dorinței de a se arunca în valurile vieții. Copiii își trăiesc din plin emoțiile, trăirile, micile experiențe de viață pe care le talează cu sinceritate și curaj în forma delicată a poeziei sau a eseului, în deplină concordanță cu naivitatea și farmecul vârstei. Cred că se cuvin aduse felicitări micilor și tinerilor autor, antologia chiar fără titlu, fiind a iubirii, a talentului și a dăruirii. Aceste porniri creativ-literare, în cazul unora dintre ei, se vor topi în procesul de formare și întregirea personalității viitorilor intelectuali de diferite profesiuni, rămânând o promisiune nostalgică, dar în mod categoric se vor ridica și talente de necontestat și în acest caz părinților, dacă sunt în sală cumva, le revine un rol important în înțelegerea și acceptarea unui dat nu la îndemâna oricui. Rolul profesoarei Magda Băcescu de a descoperi și călăuzi Le Bourgeon d'Asile, ai literaturii ceva să vină, este pe deplin și admirabil îndeplinit cu înțelepciune, devotament și har artistic. Ceea ce face tânăra noastră, prietenă și actriță extraordinară, este un apostolat.
Este un lucru extraordinar. Știi ce înseamnă asta? Este ABC-ul pentru tuturor generații. Nea Mihai, de aia s-a căsătorit cu apostol. Bătrâne, deci pe asta e vorba. Amândoi să n-am mai pomeniți. Eu am privilegiul și bucuria să fiu făcut cândva teatru și am văzut pe dumnealor comportându-se și dincolo de felul în care joacă, le-am citit și sufletele. Deci e în regulă. Totul e absolut în regulă. E nemaipomenit o înclinăciune pentru chestia asta. Bun. După asta, despre ce să mai vorbesc? Despre cărțile prietenului nostru Emil Lungeanu. Literară, daună vale ghioceii, tot turcând pe-a vieții scară, mâine fi vor corifei. Și-au plecat. Avem aici surorile Florea, Cătălina, mea noastră. E 8 ani. Nu, mai crescut. Cea mai mică de 8 ani a fost și ea, numai că a trebuit să plece. Așa. Florea Claudia, surioara ei mai mare, care acum termină clasa 8-a și are examen pentru intrarea în clasa a 9-a. Succes! Ana Maria Năstase, premianta noastră, pe curând a luat un mare premiu la un concurs de pian, ea cântă și la pian. Și a fost și în gala laureaților la Ateneul Român, nu oriunde. Felicitări, Ana! Felicitări. Este un copil excepțional. Mai departe, Alma Gheorghe, două dintre cei cinci frați ai familiei Gheorghe. Bravo. Sunt reprezentantele mai mărișoare, Alma și Patricia. Și mai avem pe Didiță Sebastian. Sunt copii cu care eu mă mândresc. Toți copiii mei sunt foarte buni și învață foarte bine și au rezultate excepționale. Și chiar dacă nu au apărut în această antologie, o să apară în următoarea. Da, muncesc pentru că au văzut acum că se poate și au luat exemplu de la ei și să-i vedeți ce se străduiesc acolo să scrie și ei ceva. Mulțumesc, și cu siguranță a treia antologie va fi mult mai voluminoasă. Mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim din suflet, copiilor și ție! Iveta și tuturor celor care ați avut răbdarea să citiți cartea noastră. Și să ne apreciați atât de mult. Vă mulțumim din suflet. Mulțumesc și eu, copii, felicitări, succese și la școală și în viață peste tot.